Și basket la final, campioana României la masculin, Universitatea Cluj, va întâlni astăzi pe teren propriu echipa spaniolă Unicaja Malaga în faza a doua a grupelor din Basketball Champions League. Clujenii au înregistrat până acum 3 victorii în 3 partide, cu Unicaja în Spania, acasă cu Ostende din Belgia și pe teren neutru în Cehia cu ucrainienii de la Prometei. Știrile orei 24 se încheie aici. În câteva momente, Maria Țoghină vă așteaptă la o ediție a serviciului de noapte despre combaterea traficului de persoane. Rămâneți cu noi pentru o ediție interactivă. Serviciul de noapte la Radio România Actualități cu Maria Țoghină. Dragi prieteni ai serviciului de noapte, vă spun în primele clipe ale Zilei Internaționale a Femeii. La mulți ani tuturor doamnelor care sunt pe recepție, la mulți ani și celor două invitate ale nopții, psihologul Iana Matei și Cerasela Bănică, președinta Centrului de Advocacy și Drepturile Omului. Bun venit la serviciul de noapte! Bun găsit și mulțumim! Fugind din calea războiului, peste 160.000 de persoane din Ucraina, majoritatea femei și copii, au ajuns în ultima săptămână în țara noastră și alte câteva sute de mii este de așteptat să le urmeze în perioada următoare. De vulnerabilitatea acestora pot profita rețele de trafic de persoane din ambele țări. Specialiștii în domeniu trag un semnal de alarmă, mai ales în condițiile în care România și Ucraina se regăseau și pe timp de pace în topurile clasamentelor europene referitoare la victimele traficului de persoane. Despre pericole, riscuri și metode de racolare utilizate de traficanți, dar mai ales despre soluții, strategii de prevenire și recuperare, discutăm în următoarele două ore. Cele două invitate au o vastă experiență în domeniul combaterii traficului de persoane și acordarea de ajutor victimelor acestuia. Țările din Europa de Est au devenit principalele exportatoare de fete în Uniunea Europeană. Conform puținelor studii pe care le avem, peste 300.000 de femei se prostituează în vest. Cât despre numărul celor care sunt vândute? Toate acestea se petrec sub ochii noștri, pe străzile noastre, în barurile noastre, în parcările orașelor noastre. Oficial, autoritățile, reprezentanții legii, politicienii se plâng. În realitate, procesele intentate traficanților de carne vie sunt rarisime. Îmi dedic viața tuturor acestor fete care au cunoscut infernul, pentru a le asigura un loc unde să se refugieze dacă reușesc să fugă. Dacă nu le-aș ajuta eu, cine o să o facă? Aceste gânduri îi aparțin psihologului Iana Matei, autoarea volumului De vânzare, Mariana, 15 ani. Fondatoare a Reaching Out Romania, organizație care oferă victimelor traficului de persoane șansa la o viață normală departe de abuz și persecuție, ba chiar mai mult decât atât, o familie. Reintegrarea acestora în societate reprezintă unul din principalele obiective ale organizației conduse de Iana Matei. Prin misiunea asumată, psihologul Iana Matei distruge tiparele convenționale și indiferența unei lumi din ce în ce mai alienate. Invitata ediției ne va aduce în atenție povești tulburătoare, dar și soluțiile pe care instituțiile statului le au la îndemână pentru combaterea traficului de ființe umane. Ea crede cu convingere că nu există preț atunci când este vorba de viața unui om și nici loc de etichetă atunci când este adusă în discuție vârsta unui suflet mult prea inocent. Venită în România din Australia după 20 de ani pentru a-și vizita mama pentru doar câteva zile, Iana Matei a rămas în țară și prin munca ei a ajutat sute de fete și femei traficate. Bună seara din nou și bun venit la serviciul de noapte, doamnă psiholog Iana Matei. Bună seara și bine v-am găsit. La mulți ani dumneavoastră și ascultătoarelor dumneavoastră. Mulțumim și dumneavoastră încă o dată la mulți ani de 8 martie. Cerasela Bănică, cea de-a doua invitată a nopții, are o vastă experiență în derularea proiectelor pentru comunitatea romă și apărarea drepturilor copiilor. A lucrat la Centrul European pentru Drepturile Romilor de la Budapesta, la Biroul Elvețian de Cooperare, la Agenția Națională pentru Romi, la Centrul Romilor de Politici de Sănătate sau la Roma Education Fund Romania. A coordonat programe în domeniul monitorizării drepturilor romilor și copiilor, analizării dimensiunii segregării școlare, drepturilor copiilor în sistemele de protecție, traficului de minori, exploatării sexuale a copiilor, dezvoltării de propuneri legislative și acțiuni de litigare în aceste domenii, precum și accesului minorității rome la servicii de educație, sănătate, ocupare și asistență juridică gratuită.
Ceraselea Bănică este președinta Centrului de Advocacy și Drepturile Omului, pe scurt CADO, organizație care își propune să apere și să promoveze respectarea drepturilor omului și principiului non-discriminării în baza normelor legale naționale și internaționale. Bună seara, Ceraselea Bănică, și bine ai revenit la emisiunea noastră! Bună seara și bine te-am regăsit și, bineînțeles, la mulți ani doamnelor și domnițelor astăzi. Cam și întotdeauna, nu și numai totdeauna, astăzi. Nu doar astăzi, corect. Cam fiecare noapte exact. De luni, vă invit și pe dumneavoastră, ascultătorii Radio România Actualități, să interveniți în direct sunându-ne la numerele de telefon 021-312-1054 sau 021-312-3644. De asemenea, ne puteți trimite mesaje prin intermediul SMS la 0748887766 sau pe paginile de Facebook, unde transmitem live Serviciul de Noapte cu Maria Țoghină și România Actualități. Repet, numerele de telefon la care ne puteți contacta 021-312-1054 sau 021-312-3644. Pe parcursul ediției vom rămâne conectați și la actualitatea din Ucraina prin intermediul colegului meu Ilie Pintea, trimis special Radio România la Cernăuți. Doamnelor, în această perioadă extrem de dificilă, specialiștii au atras atenția săptămâna trecută asupra riscului ca de vulnerabilitatea celor care fug din cara războiului să profite rețelele infracționale. Din informațiile dumneavoastră, care sunt riscurile și cât de mare este pericolul semnalat? Doamnă psiholog Ana Matei, pentru că știu că ați revenit recent din zona graniței, dacă nu chiar din Ucraina, unde ați mers cu ajutare pentru refugiați. Da. Acum, în seara aceasta, și pentru că este o martie, eu zic că vestea este bună. Sunt pericole și întotdeauna în zonele de conflict există acest risc de trafic. De aceea trebuie să fim atenți și s-au luat măsuri și s-au discutat aceste lucruri și pe grupurile formate, cel al societății civile, cât și cel al DSU. Eu personal spun că nu au fost cazuri de trafic, au fost un caz semnalat care nu a fost de trafic, am fost personal implicat acolo, clar nu a fost trafic. Nu știu de ce, unii ba știu de ce, pentru că există și un război informatic, nu numai un război adevărat. Și atunci se creează această panică pe tot felul de teme. Și ce temă oare e mai bună decât traficul de persoane? Pentru că România nu este pe primul loc în Europa, la traficul de persoane și minori. Eu zic slavă Domnului că nu s-a întâmplat. Am pus mesaje și pe grupul societății civile și pe celălalt în legătură cu necesitatea de a verifica transportul, cazarea și așa mai departe. Toți cei care s-au oferit au trebuit să se înscrie undeva și aceste liste au fost centralizate și trimise guvernului. Nu am avut și eu mă rog să nu avem. Au fost primele trei zile când nu a fost organizarea foarte bună, după care absolut toată lumea semnalează, inclusiv astăzi. Și eu mă bucur foarte mult că lumea a înțeles, dar nu cred că trebuie să exagerăm cu aceste discuții. Depinde și cum le purtăm. Acum un jurnalist, un prieten a semnalat că pe partea cealaltă a graniței, sunt oameni care așteaptă și deja femeile se tem pentru că au auzit, cum erau la început, speriate, au auzit că românii le vor răul, că sunt unii care vor să le abuzeze, că se bat, sunt violenți, le jefuiesc și așa mai departe. Deci este păcat că munca atâtor oameni este acum întinată cu zvonuri și nu înțeleg motivul pentru care. Tocmai de aceea am zis că este bine să includem acest aspect în dialogul nostru din această noapte. Vă mărturisesc însă că pregăteam această temă, această emisiune pentru luna martie, încă de la începutul lunii decembrie, finalul lunii noiembrie, când am participat la un seminar de pregătire pe această temă, un seminar în care am descoperit lucruri foarte interesante și, spun eu, relevante pentru munca mea de jurnalist și sunt convinsă că tema aceasta nu se va opri aici. Peste însă această intenție a mea a venit actualitatea aceasta, acest război din Ucraina, această invazie care a determinat atât de multe femei să plece din calea războiului însoțite de copii. Ceraselea, cum vezi tu lucrurile? Eu sunt la București, înțelegi? București, unde
nefiind direct implicată în ceea ce se întâmplă la graniță, prefer să dau crezare colegilor și voluntarilor care lucrează acolo. Este adevărat că au fost semnale în presă, chiar și în rândul nostru a societății civile, de posibile cazuri de trafic, însă niciunul nu a fost confirmat din câte știu eu. Și acum faptul că Iana, care am o încredere absolută în tot ce privește expertiza pe trafic de persoane și în special de copii, iar dacă Ana, care este acolo, activă, vine cu astfel de informații, înseamnă că pericolul încă nu există. Asta nu înseamnă că nu va fi, pentru că escaladarea conflictului, prelungirea acestui război, e imposibil să nu ducă la astfel de situații care, din păcate, se folosește de, să zicem, vulnerabilităților oamenilor. De ce? Pentru că acești sunt oameni care încearcă să facă orice să scape de război. Și atunci sunt nevoiți să se încreadă și în persoane pe care nu le cunosc. Că va fi pe teritoriul Ucrainei, că va fi pe teritoriul țării în care încearcă să se refugieze, este o posibilitate. Și o fac cu speranța că totul va fi bine. La care se mai adaugă o serie de alte probleme. Nu cunosc limba țării în care încearcă să se refugieze, nu au informații despre instituțiile din țara vecină care încearcă să-i ajute. Și într-un fel sunt expuși dacă nu au rude sau prieteni în țara în care încearcă să se refugieze ca să-i ghideze. Acum este foarte important reacția noastră, da? Iar din informațiile pe care le avem, știu că o serie de alte ONG-uri, deci reprezentanți ai societății civile, deja au început să elaboreze materiale informaționale pentru persoanele care trec granița din perspectiva reducerii riscului de a fi traficate. Instituțiile statului sunt deja cele care oferă astfel de servicii, de suport, de sprijin, de asistență, cum ar fi ANAITP, birourile regionale ANAITP. Am înțeles astăzi de la unii colegi că sunt la anumite puncte de trecere a frontierei sau deja SPC-urile. Acum este foarte important modul de comunicare, de interacționare acestor instituții cu societatea civilă și să sperăm că problema despre care acum vorbim, să zicem, în teorie, să nu devină o realitate. Ne dorim cu toții să nu devină o realitate, pentru că trec deja prin momente foarte grele și sperăm ca momentele lor grele să înceteze în momentul în care găsesc cât de cât stabilitate și siguranță, cu toate că... Stabilitate și siguranță în România, asta ne dorim. Stabilitate și siguranță în România, atât pentru refugiați, cât și pentru toți cei care trăim în această țară. Reamintesc numerele de telefon la care ne puteți suna: 021-312-1054 sau 021-312-3644. De asemenea, ne puteți trimite mesaje prin intermediul SMS la 0748887766 sau pe paginile de Facebook, unde transmitem live video serviciul de noapte cu Maria Țoghină și România Actualități, temele ediției: traficul de ființe umane, pericole, riscuri, metode de racolare utilizate de traficanți, dar și soluții și strategii de prevenire și recuperare. Serviciul de noapte la Radio România Actualități cu Maria Țoghină. Suntem acum în legătură directă cu unul dintre cei trei corespondenți ai Radio România în Ucraina, Ilie Pintea. Cei care ne urmăresc video pot vedea, este cea de-a treia cum să spun, cea de-a treia iconiță din fereastră, transmisie, cea de-a treia fereastră, iată, care este aproape în deplin întuneric, pentru că probabil în acest moment trebuie să fiți protejați de camuflaj. Ilie, bun venit la serviciu de noapte! Bine v-am găsit și eu! Te auzim foarte bine! Care este atmosfera în locul de unde realizezi transmisia, unde te afli acum?
În primul rând să spunem de ce este atât de întuneric în jurul meu. Uite, se vede puțin din ecranul laptopului, pentru că suntem, așa cum bine știți, în plină stare de urgență aici în Ucraina și este obligatoriu ca după ora 22 toate luminile să fie stinse. Am avut în această seară două alarme aeriene, ambele după ora 20, așa că oamenii erau destul de agitați. Am aici o vecină de palier care a insistat foarte mult să cobor în adăpost, deși nu mă grăbeam foarte tare, recunosc, și efectiv a tras de mine zicând, nu știu ce-o fi zis, pentru că oamenii se tem, mulți dintre oamenii ei se tem, dar sunt și solidari, pentru că tu pentru vecina aceea, tu ești un străin și totuși a insistat să mergi într-un loc în care ea considera că tu ești protejat. Solidaritatea asta este coordonată a întregii săptămâni pe care am petrecut-o aici la Cernăuți și am văzut-o nu doar între ucraineni, e firesc, nu? Să se ajute unii pe alții, până la urmă fac parte din același popor, ci am găsit-o mai ales de la graniță încoace, o mulțime de voluntari care fac atât de multe lucruri pentru oamenii de aici. Și să știi că de două ori mi s-a întâmplat, când am spus că sunt român, să mi se mulțumească. Să spună mulțumim României pentru tot ce face pentru noi. Și asta e o reacție cu care trebuie să recunosc că nu prea sunt obișnuit. Atunci când spui că ești român, să vină cineva și să strângă mâna, să spună că uite, țara ta chiar ne ajută. Și oamenii ăștia nu aveau niciun motiv să fie diplomați cu mine, spuneau pur și simplu ceea ce cred ei despre noi și cred că imaginea asta o să se păstreze multă vreme în mentalul poporului vecin, așa cum îmi și spunea un român absolut fabulos pe care l-am găsit din întâmplare la Jitomir. Mai degrabă, el m-a găsit pe mine, tot așa pentru că vorbeam românește. O să aflați povestea lui în emisiunea Român de pretutindeni, un artist desăvârșit care face o treabă grozavă acolo, în orașul ăsta care tocmai a fost bombardat, îi învață pe ucraineni călușarul. Pare iarăși o chestie neverosimilă, nu? Dar uite că se întâmplă și în centrul Ucrainei poți să vezi așa ceva și să auzi vorbindu-se românește, ceea ce a fost absolut grozav pentru mine, mai ales că am avut atunci o zi destul de agitată. Ilie, vom fi pe recepție sâmbătă seara la emisiunea României de pretutindeni pentru a asculta interviul pe care l-ai realizat, dar până atunci spune-mi, care este cea mai mare teamă a civililor, a oamenilor de lângă tine, pentru că tu vorbești mult cu oamenii din jurul tău? Da, cred că cel puțin aici la Cernăuți, oamenii încă sunt într-o stare de alertă relativă, să zicem așa. Am văzut că și alarmele astea nu prea îi sperie pe localnici, poate cu mici excepții. Am avut câteva astfel de alarme în plină zi când eram pe stradă și oamenii se comportau ca la un exercițiu, adică n-aveau intenția de a căuta repede un adăpost, ceea ce faci într-un moment de real atac. Este o atmosferă de îngrijorare, evident, dar nu de panică și asta am observat-o inclusiv în orașul bombardat în care am fost la Jitomir. Acolo, mai degrabă, oamenii erau furioși decât speriați, pentru că, evident, că nu le plăcea deloc ceea ce s-a întâmplat, faptul că au fost atacate ținte civile. Temerea celor de aici, cu care am vorbit chiar astăzi, este legată de faptul că Cernăuțul ar putea să devină o țintă strategică, da? Pentru că vorbim de orașe în care se aflau facilități militare, atât la Jitomir cât și la Vinița, orașele bombardate în ultimele trei zile. Există aeroporturi militare, există importante fabrici care lucrează pentru armata ucraineană. Vă să zic că sunt ținte oarecum clasice, da, pentru un raid aerian. Ei bine, oamenii se temeau să nu devină și Cernăuțul un astfel de punct și asta din două motive. Unul, pentru că și aici există un aeroport și chiar dacă este civil, el ar putea fi folosit oricând de aviația militară, și doi, pentru a împiedica exact ceea ce se întâmplă de la începutul războiului încoace, anume exodul ăsta spre frontieră. Ei vorbeau, cei cu care am vorbit eu, spuneau că dacă ar fi atacat Cernăuțul, evident că și acest cordon umanitar s-ar opri și asta ar crea mari probleme pentru cei care încearcă să părăsească țara spre România.
În aceste zile, cum spuneam, ai relaționat cu mulți oameni, cu refugiați. Este ceva care i-ar putea pune în pericol din perspectiva temei ediției? Dar să știi că am încercat să documentez și eu subiectul ăsta după ce am vorbit și cred că trebuie să ne gândim aici la un aspect care ține strict de situația în care ne aflăm. Una extrem de punctuală. Bărbații nu pot să părăsească această țară, da? Pentru că este stare de urgență, pentru că sunt motive evidente pentru care este nevoie de ei. Mulți dintre cei cu care am stat de vorbă, de altfel toți bărbații cu care am stat de vorbă, îmi spuneau că veniseră doar să-și pună familiile la adăpost peste graniță, să-i trimită spre România sau spre alte destinații din Europa, urmând să se întoarcă în orașele lor din centrul Ucrainei. Ei bine, există și oameni care vor să plece de aici cu orice preț și care ar face orice și ar plăti oricât ca să poată să o facă. Vorbim de cei care au dublă cetățenie și sunt destul de mulți și nu vorbim aici doar de cetățenie română, da? Sunt și cu alte cetățenii, am auzit și de cazuri în care oamenii aveau trei cetățenii, ceea ce mi se pare, nu știu, puțin ciudat, să zicem așa, și care efectiv încercau să plătească la frontieră ca să fie lăsat să treacă. De altfel, cred că și presa a relatat despre cazul din acesta de corupție la frontieră, vizându-i pe cei care treceau frontiera, deși n-ar fi trebuit să o facă. Acesta este, cred, unul dintre pericolele care planează asupra celor care vor să plece și nu neapărat din perspectiva faptului că, nu știu, fac eu un fapt evident ilegal în condițiile astea, ci pentru că vulnerabilizează oarecum și restul refugiaților. Adică statul ucrainean ar putea lua măsuri care să, dacă nu să împiedice fluxul ăsta, să îngreuneze. Să-l încetinească și să-l îngreuneze. Mulțumim, Ilie Pintea, ai grijă de tine și te mai așteptăm la serviciul de noapte. Să ne revedem cu bine. Cu drag, mulțumesc și eu. Toate cele bune. Serviciul de noapte la Radio România Actualități cu Maria Țoghină. A fost în direct colegul meu Ilie Pintea din Cernăuți, acolo unde este corespondent Radio România în Ucraina, a trimis special alături de alți doi colegi jurnaliști la Radio România. Ați văzut că nici Ilie nu a confirmat astfel de informații, ceea ce până la urmă confirmă ceea ce ați spus și dumneavoastră, doamnă psiholog Iana Matei. În fiecare an de 8 martie discutăm despre femeile extraordinare pe care le întâlnim, dar evităm să privim spre victimele traficului de ființe umane, spre cazurile de exploatare sexuală a minorelor și a femeilor. Care este situația în țara noastră atunci când vorbim despre aceste fenomene, mai ales în contextul pandemiei de COVID-19? Cerasela? Eu vreau să-i dau voie Ianei. Hai să începem cu tine, după care o lăsăm pe doamna Iana Matei. Din păcate, pandemia nu a oprit și racolarea victimelor, că sunt minore, că sunt adulte, ale traficului de persoane. Dacă vorbim și de celelalte tipuri de violență, datele pe violență domestică ne arată că, de fapt, cazurile de violență domestică au crescut în România, dar nu numai în România, că aici este interesant, ci chiar și la nivelul Uniunii Europene a crescut pe perioada pandemică. Și anume, crima organizată nu încetează să lucreze doar că este pandemie, pentru că asta ar însemna ca profitul lor să se reducă, ceea ce este o situație pe care încearcă să evite. Și pandemia, la rândul această situație, de asemenea, să zicem așa, întărește vulnerabilitățile anumitor persoane. De ce? Pentru că în timpul pandemiei o serie de persoane care sunt vulnerabile din punct de vedere economic, nu au acces, poate nu au acces la locuri de muncă, ceea ce le îngreunează situația economică și atunci sunt mai mulți expuși acestui fenomen. Dar în același timp să nu uităm că perioada pandemică este egal cu accesul continuu la internet.
ori mijloacele tehnologice și informatice sunt principalele instrumente de comunicare în această perioadă, ceea ce expune și mai mult pe copii, pe minori, care acum au acces mult mai mare decât înainte la astfel de instrumente, la internet, ceea ce crește riscul de recrutare a minorilor ca victime ale traficului. Mulțumesc, o ascultăm și pe doamna psiholog Iana Matei. Da, subscriu la ce spune Cerasela. Nu s-a oprit traficul din nefericire. A fost un moment în primul an, la început, când au apărut niște videoclipuri și știm de la partenerii noștri din Elveția că au fost grupuri de traficanți care și-au abandonat efectiv victimele pe stradă și au creat în felul acesta o problemă în Elveția. ONG-urile din Elveția nu aveau suficiente locuri și nu știau cum să le ajute pe fete să se întoarcă în România, iar traficanții discutau între ei și mureau de râs, spunând că, domne, ce n-a putut să facă poliția, ce n-au putut să facă procurorii, a făcut o gripă, pandemia asta, uite ce ne-a făcut, că ne-a închis business-ul. Dar s-au repliat foarte repede. Din punct de vedere al minorilor, pentru că pe domeniul acesta lucrez mai mult, această metodă lover boy funcționează, pandemie, nepandemie, chiar nu contează. Și într-adevăr a crescut numărul racolărilor, ca să zic așa, pe internet, pentru că copiii au stat pe Zoom, au făcut școala online, s-au mai dus puțin la școală. Ce vreau să subliniez este faptul că e firesc să fie așa, pentru că avem un cadru legal foarte slab. Nu ne protejăm copiii. Din punct de vedere legal, nu ne protejăm copiii. Eu în continuare spun că este incredibil ca într-o țară care este pe primul loc la traficul de persoane să nu avem o lege împotriva pedofilului. Toată lumea vorbește de pedofil, că avem copii de 10 ani, 12 ani, victime. Victime și pedofilii ăștia. Care pedofili? În România nu există pedofil din punct de vedere legal și nu facem nimic, iată. Ca să nu mai spun de vârsta minimă de consimțământ, suntem singura țară care nu avem și am avut probleme cu acea lege unde stabilim și noi o vârstă minimă de consimțământ, 16 ani, nu a trecut legea. Domnilor, le plac fetițele foarte mult, îmi pare rău, dar trebuie să o spun, pentru că să știți că eu mă gândeam că n-a trecut pentru că nu era vârsta minimă de consimțământ 18 ani. Nu, n-a trecut pentru că au fost voci care au spus că e o lege mult prea protectivă pentru fetele noastre. Și apoi știu că cine a refuzat-o, Cerasela mă ajută, spunând că nu 16, ci 14 ani. Adică le plac fetele și le plac fetele mici, nu adolescentele. Eu mă întreb dacă cei care gândesc așa nu au și ei la rândul lor copii. Pentru că este absolut incredibil. Da, este absolut incredibil și eu nu pot să le găsesc nicio scuză că au copii, că nu au copii. Cred că nici nu contează pentru ei aspectul ăsta, pentru că au o idee, una singură, și aceea e fixă. Nu ai cum să-i miști. 70% dintre femeile traficate în Occident provin din România, iar jumătate dintre victime sunt minori. Această informație este una cutremurătoare. Există un plan al statului român, al autorităților pentru combaterea traficului cu ființe umane și dacă credeți că acest fenomen ar fi unul care să țină un pic de siguranța națională, tot fiindcă suntem pe primul loc la nivel european? Eu personal cred că ține de siguranța națională pentru că vorbim de crimă organizată și după cum bine observăm, acești băieți deștepți și-au făcut suficient de multe fonduri încât să-și cumpere politicieni și business-uri care influențează politicul în România. Deci cred că aș merge mai departe, a zice că deja s-au infiltrat ei. Da, asta. La nivel. Da. Și plătesc. Nu doar și-au cumpărat. Da. Nu doar îi plătesc, sunt și ei deja acolo. Da, unii dintre ei conduc instituții ale statului. Așa e. Și până la urmă ne întoarcem. Există un plan în legătură cu
acest fenomen de combatere? Există un plan? Avem mai multe, Maria. Avem multe planuri. Suntem experți. România, în general, expertă pe documente și pe hârtioare, care nu au nicio valoare în realitate. Însă, totuși, statul trebuie să arate că își face treaba. Uite, mă lipsesc de la Ian acum și devin și eu puțin ironică, mai mult decât ironică, cinică. Trebuie să arate că își face treaba și atunci, periodic, odată la 2, 3, 4 ani, mai elaborează câte o strategie, că e pe combaterea traficului, că e pe prevenirea și combaterea crimei organizate, pe ce vrei tu, pe drepturile copilului, pe egalitate de șanse, unde apar măsuri inclusiv pe trafic. Însă întrebarea mea pentru instituții, dar nu mai trebuie să-i întreb, că deja știu răspunsul, care sunt rezultatele? Că din documentele lor tot nu reiese nimic, că niciodată nu vezi, Doamne ferește, să facă vreo evaluare. Dar îmi amintesc că anul acesta pentru prima dată, eu mi-amintesc că anul acesta pentru prima dată cu mult chin s-a reușit o evaluare. Mi-amintesc că a existat un raport făcut pentru Departamentul de Stat american și știu că s-a implicat. Da? E altceva. E altceva? Departamentul de Stat, da, Departamentul de Stat al Statelor Unite ale Americii. Nu m-am gândit că era o veste bună. Este raportul lor anual în ce privește traficul de persoane în România. Da. Este unul, să zicem, unui stat, unui alt stat care monitorizează situația traficului de persoane în România. Însă nu evaluarea, nivel mondial, nu numai în România, ci în foarte multe țări, între care și România. Însă, un raport al statului, ori al instituții publice din România, în ce privește traficul de persoane, de evaluare, că vorbeai de politici, de documente, da? Nu prea avem. Statul a ieșuat cu brio aici. De ce? Păi, Iana a menționat unul de motive, dar eu aș merge mai departe, dacă tot am început să discutăm. Pe lângă corupt, că de e vorba de crimă organizată. Ce înseamnă crimă organizată? Subscriu ce zice Iana. Înseamnă că membrii acestei rețele au mijloacele financiare, le și folosesc pentru a-și obține aliați printre rândul reprezentanților, că sunt la nivel decizional a instituțiilor publice, că sunt politici, că sunt magistrați. Înțelegi? E, pe lângă asta, corupția și complicitatea instituțiilor care au rol de combatere, îți dai seama cât afectează lupta împotriva traficului de persoane? Foarte mult. La care mai adau și schimbările politice frecvente la nivelul de conducere a instituțiilor care ar trebui să lupte pentru prevenirea și combaterea traficului de persoane. Mai adaug și inclusiv calitatea, în ghilimele, a persoanelor nominalizate la conducerea acestor instituții, care în ultimii ani ne arată că parcă există același profil, de a nu face nimic concret. După care avem o reformă neexistentă a sistemului, a cadrului legislativ, pentru că există goluri. Unul dintre goluri, Iana deja l-a menționat, și anume faptul că nu există o legiferare a faptei de pedofilie. Da? După care mai avem lipsa de finanțare a serviciilor pentru victime. Ori servicii care nu pot fi realizate pentru că nu există expertiză. Pe lângă faptul că nu există bani expertiză, nu există nici voință din partea instituțiilor statului care ar trebui să facă lucrul ăsta. Și doar un simplu exemplu. Nu știu câte victime în România, pentru că nu avem date, poate le obținem, sper să le obținem curând, care beneficiază de măsuri de protecție. Nu vorbim de servicii de informare de costuri, de protecție. E, dacă nu ai măsuri de protecție pentru victimele traficului, cum se așteaptă statul ca victima singură să se lupte cu o rețea de crimă organizată, da? Fără să știe că e protejată? Și de ce victima respectivă ar face lucrul ăsta dacă își pune viața în pericol? Avem și aici o problemă. Și nu mai spun de, că sunt multe, un sistem de justiție neadaptat victimei, și aici știi doar că lupta mea este un sistem de justiție adaptat minorilor, în special victimelor.
lipsa de echitate, lipsa de expertiză, inclusiv atât la nivel în ce privește serviciile sociale și serviciile juridice. Și crede-mă că lista este lungă, iar în opinia mea, de fapt, este lipsa interesului real a instituțiilor de prevenire și combatere. Și toate duc, dacă mă întreb de ce, la ceea ce am spus mai devreme. Deci suntem într-un cerc vicios. Poate la un moment dat vom reuși să rupem acest cerc vicios la un moment dat. Domnul psiholog Iana Matei, care sunt până la urmă consecințele acestui fenomen extrem de periculos? Cum ne afectează pe toți, dincolo de această ineficiență în acțiune programatică a celor care ar trebui să protejeze? Această lipsă de acțiune este și o consecință și un mod în care ne afectează în mod direct. Deci, în primul rând, vorbim de viețile distruse ale unor copii care se vor recupera mai mult sau mai puțin, dar vor rămâne cu traumă toată viața. Lipsa de acțiune a autorităților întărește convingerea traficanților că nimic nu li se poate întâmpla. Traficul este o formă a crimei organizate unde profitul este foarte mare, riscul este foarte mic. Dacă comparăm, de exemplu, traficul de persoane cu traficul de droguri, acolo știi sigur că dacă ești prins, te duci la pușcărie și sentința merge, cel puțin în Statele Unite, este și mai rău decât atât. Și asta pe mine mă uimește că poți să faci, în alte cuvinte, trafic de droguri. Nu poți să faci trafic de droguri că știi că ești pedepsit, dar poți să vinzi niște copile, pentru că dacă ajungi în instanță și spui, domne, ea a vrut, dintr-o dată se schimbă situația. Deci traficul este o infracțiune unde profitul este mare, riscul este mic. Prin lipsa noastră de acțiune întărim convingerea traficanților că este cel mai bun business în care poți să te bagi. Pe lângă faptul că dacă ai fete tinere, îți cumpere o acoperire politică sau, mă rog, la nivel local, la nivel e ușor să faci lucrul ăsta, să vinzi sau să dai fetele ca să te acoperi, faci bani și cu banii poți să cumperi. Și cercul este vicios, pentru că mergem, nu se confiscă. În ultima vreme s-au încercat confiscări. Atunci când ajung în instanță, absolut fiecare bănuț ar trebui confiscat și ar trebui să inversăm această fracție, să îl facem o crimă, o infracțiune cu risc ridicat, să spunem nu vă atingeți de copiii noștri, te duci la pușcărie 100 de ani și luăm ultimul bănuț. Și atunci i-am descurajat și fetele ar ști, la momentul acesta, fetele, nu există infracțiune din punctul lor de vedere. Vorbesc de cele care sunt recrutate pe metoda Loverboy. Nu există infracțiune, pentru că nu este pedepsită. Dacă nu este pedepsită, societatea oricum le arată cu degetul. Doamna psiholog, haideți să trecem în revistă. Se vorbește mult despre această metodă Loverboy, dar nu știu câți dintre ascultători chiar știu cum acționează și despre ce este vorba. Haideți să le spunem despre ce este vorba, pentru că numai prin educație cred că putem să intervenim un pic și să blocăm. De regulă, metoda Loverboy se folosește la copilele foarte tinere, tocmai în lipsa legislației pe care o menționam. Pentru că noi condamnăm pe judecător atunci când o fetiță de 13 ani a fost în instanță și judecătorul a zis, a consimțit, deci nu e trafic. Judecătorul a judecat conform legii. Fetele la 12-13 ani sunt cel mai ușor de păcălit. Și eu nu vorbesc de pedofili, eu sunt convinsă că marea lor majoritate nu sunt pedofili, sunt prădători sexuali. Și ei sunt mai periculoși. Nu avem lege, nu avem definiție. Acești prădători sexuali își targetează ținta, e foarte ușor în ziua de astăzi, te duci la școală și le vezi ce fac fetele la vârsta aceasta. Normal că visează la o poveste de dragoste pe care prădătorul sexual o prezintă fix așa cum o vrea ea. Și nu durează mult până devin un cuplu, se îndrăgostesc, ca să zic așa, și imediat
copila este izolată, practic, și exploatată până la vârsta la care poate fi exportată, îmi cer scuze, dar ăsta e termenul, într-o țară occidentală unde face mai mulți bani decât în România. Se orientează ei la țări unde prostituția este legalizată, fetele intră în bordeluri direct, greu de cerut ajutor de acolo pentru că nu există un control decât din punct de vedere al taxelor plătite sau neplătite. Deci, marea mea îngrijorare este că avem zeci de mii de copile recrutate pe această metodă. Eu sunt curioasă cum facem campanii de prevenire. Ce îi spui unui copil la 13-14 ani? Nu te îndrăgosti că e periculos. Deci trebuie să găsim modalitățile de a face prevenire și educația este primul pas. Programele în comunitățile vulnerabile, programe de creșterea conștientizării, dar nu limbajul acela de lemn, ne ducem în școală, povestim despre trafic. Noi trebuie să găsim alte modalități de a comunica, peer group, se numește peer group education, unde copiii sunt implicați. Toate aceste lucruri nu costă foarte mulți bani, dar avem nevoie de voință. Toate aceste lucruri pot fi făcute, dar trebuie să vrem să-i ajutăm și să-i protejăm pe acest copil. La momentul acesta copiii sunt în bătaia vântului și culmea este că tot ele sunt cele arătate cu degetul, că e vina lor, că de ce a pus botul. Asta a fost cea mai des pe care am auzit. De ce a pus botul? Păi de ce? Pentru că avea 12 ani, 13 ani, 14 ani, ce face un copil la vârsta asta? Crede adultul de lângă el când adultul îi spune că o să o ia de nevastă, că o iubește, că e cea mai frumoasă, că e exact ce vor să audă la vârsta aceea. Mintoasă, așa zicea unul despre ce vrea fata de 12 ani avea și el avea 52 de ani. Și pe ea asta a fermecat-o, că la fiecare cuvânt pe care îl spunea, el zicea, tu ce mintoasă ești, tu nu ai 12 ani, tu sigur ești mai mare, că tu ești foarte deșteaptă. Normal, și mie mi-ar place să aud, nu v-ar place să auzi lucrul ăsta. Deci, de ce dăm vina pe un copil de 12 ani că a crezut? A crezut că e copil. Că e copil, așa este. Am avut copilă care a spus, da, se purta foarte frumos cu mine și mereu mă scotea în oraș și îmi dădea o înghețată. Da, nu avea înghețată acasă copila. Pentru ea înghețată, mergea la cofetărie și mânca o înghețată, era o chestie extraordinară. El era un om foarte bun că îi dădea înghețată și îi spunea cât de mult o iubește, tot timpul. Cum discutăm ca părinți cu copiii noștri? Cum le spunem, cum le explicăm riscurile acestea fără a-i face să fie atât de temători de lumea aceasta plină de necunoscut? Maria, eu încerc să vorbesc cu copiii mei și nu sunt temător deloc. Eu le spun, există acest pericol, mai ales acum cu internetul, că au acces, aveți grijă. Le trece fix pe deasupra capului, pentru că sunt la vârsta la care, dacă ne aducem aminte, și noi gândeam la fel. Mie nu mi se întâmplă absolut nimic. Nu mi se poate întâmpla. Eu știu cum să mă... De aceea spun că ne trebuie un program. Peer Group Education e un program foarte deștept care implică și copiii. Și asta se poate face. Atunci, da, pentru că un copil mai degrabă ascultă un alt copil care îi spune ceva decât pe mine ca părinte. Eu când îi spun, o ia cu sare și piper. Și ce facem dacă o ia cu sare și piper? Insistăm? Îi mai spunem? Abdicăm vreodată de la rolul nostru de părinte? Niciodată, niciodată. Deci îi spunem ca picătura chinezească. Ca picătura chinezească, găsim alte modalități, vedem ce prinde, ce anume, poate îi place muzica foarte mult. Găsim o melodie, sunt foarte multe melodii despre trafic, despre... și punem melodie. Ideal ar fi să fie cu artistul preferat, dar nu cred că se potrivește. Orice film, sunt filme, sunt... Nici măcar n-a fost despre trafic. Un film care la mine a funcționat, a fost foarte bun. Istorie, nu mai știu cum se numește, dar este povestea reală a unei fete care a fost abuzată de profesorul ei de la vârsta de 13 ani și ea își spunea că nu e victimă. Ea își spunea că e într-o poveste de dragoste, deși avea reacții fizice, vomita de fiecare dată când pleca de la el. Pe la 30 și ceva de ani a înțeles că a fost victimă și atunci deja a clacat. Pentru că așa merge, așa funcționează. Adolescenții
nu au hipotalamusul format. Ăla nici pe la 23 de ani poate e format. Deci ei reacționează din amigdală, reacționează pe emoție. Și atunci nu cum putem noi ca părinți? Cum putem noi ca părinți să le explicăm riscurile? Cum putem să prevenim astfel de situații? Păi folosind emoția la fel. Folosind emoția la fel. Emoție răspund, noi căutăm un mesaj care să îi atingă acolo unde reacționează ei. Pentru că ați fost implicat în salvarea atâtor femei, atâtor copii. Ce a fost mai dificil? Asta e cea mai ușoară întrebare. Relația cu instituțiile statului și câteodată cu părinții. Deci fetele sunt într-o stare destul, depinde acum, că nu toate sunt la fel, dar avem și fete care au fost afectate, au afecțiuni psihiatrice, depresii, bipolaritate din cauza traumelor la care au fost expuse și care nu au fost rezolvate și s-a acutizat. Nu e ușor de lucrat cu ele, sunt imprevizibile, acum sunt ok și într-o secundă își taie venele, că și-a adus aminte, nu mai știu ce. Nu e ușor de lucrat cu fetele, dar toate astea le pot rezolva, le pot înțelege, le pot acumula, internaliza. Ce nu pot este lupta cu instituțiile statului, care ar trebui să fie pe prima linie. Ele ar trebui să fie acolo, să le ajute pe copile, dacă nu să ne ajute pe noi, cei care le ajutăm pe copile, dar nu să ne dea la joale pe românește, că cam asta se întâmplă. Și de multe ori părinții, pentru că multe dintre aceste fete sunt în această situație, că provin din familii dezorganizate, unde sunt probleme și atunci e firesc că și părintele are probleme. Cerasela, unde găsiți parteneri în acest efort de salvare a victimelor traficului de ființe umane? Cine reușiți să colaborați? Cu alte ONG-uri. Răspuns corect, o bilă albă. Da. Exact, cu alte ONG-uri. Așa eu și cu Iana ne-am găsit. Așa am mai găsit alte ONG-uri cu care colaborăm. Instituțiile statului, dar cred că acum a devenit... În ambele părți avem reticență, au și ei reticență, dar din alte motive. Noi reticență că am fost de prea multe ori, să zic așa, înșelați. Nu, înșelați în încrederea care le-am acordat-o. Și de fiecare dată ne spunem că cine vine este mai rău de ce a fost înainte. Adică asta îți arată câtă lipsă de speranță mai avem că lucrurile se vor îndrepta. Dar noi tot sperăm, pentru asta continuăm, pentru că altfel dacă și ONG-urile ori alți oameni care lucrează în acest domeniu ar renunța, atunci victimele ar fi total expuse. N-ar mai primi nici acel puțin ajutor sau sprijin care le oferim. Cu toate că ele trebuie să primească mult mai mult decât noi putem să oferim. Îți dau un exemplu. Iana, asociația Ianei Reaching Out este singura organizație din țară care oferă sprijin victimelor traficului de minori. Cu toate că noi suntem țara cu numărul cel mai mare de victime ale traficului de persoane, care jumătate sunt minori. Da, sunt organizații care lucrează cu victimele traficului, cele de peste 18 ani. Dar pe minori, într-adevăr, când în când eu verific cu Ministerul Muncii, am mai apărut o asociație, că vreau și eu să cooperez. N-a mai apărut. Doamnă psiholog Iana Matei, ce cazuri de victime aveți în prezent la sediul organizației și cum le ajutați concret? Victime ale traficului, toate sunt cazuri de victime ale traficului. Concret înseamnă că avem o casă, suntem o familie, le primim pe cele nou venite cu dragoste, cu simpatie, cu nu ne certăm, nu le studiem. Nu le judecăm? Nu le judecăm. Ele, să știți că nu se judecă între ele. Și mai dau din când în când chestionare pe empatie, absolut toate au scoruri mari.
Indiferent că se ceartă la bucătărie, că nu știm cine e de servici, știm cine e de servici, dar nu vrea să gătească, sau, asta nu contează. Când o lacrimă curge în cor, toate sunt în prejurul acelei fete, s-o întrebe ce s-a întâmplat, de ce plânge. Ar fi în stare să se bată și cu noi dacă noi am fi cauza acelei lacrime. Deci merg la școală, fac consiliere psihologică, vin de la școală, facem ne certăm să facem teme. Activități în aer liber, când e soare afară, chiar și acum pe zăpadă. Deci ce se întâmplă într-o familie, asta se întâmplă la reaching out. Și ce încercăm să le învățăm sunt acele abilități de zi cu zi, pentru că multe nu le au. Deci dimineața când ne trezim, ne spălăm pe dinți, ne spălăm pe și asta trebuie să stăm lângă ele în permanență să o facă. În fiecare zi o fată este de servici în centru. Fata care este de servici în centru face ce fac eu acasă, adică curățenie în locurile publice, sufragerie, hol, bucătărie și face de mâncare împreună cu asistenta socială. Noi avem meniurile afișate pe perete la bucătărie și modul de preparare și atunci împreună cu asistenta acasă, nu, că altfel nu funcționează și acasă tot așa ne învățăm copiii, nu? Așa făcând este. Împreună. Așa este. Care sunt rezultatele? Uita ceva, Iana. Da. Ia. Consiliere și juridică. Da. Exact. Consiliere juridică, mă bate cerasă la da. Că nu. Da, da, vreau să vă întreb în ce privește reprezentarea, asigurarea drepturilor lor și reprezentarea juridică. Da. Avem avocați și sunt reprezentate în... Acum, sinceră să fiu, sunt reprezentate. De multe ori am avut succes și vreau să spun un lucru și să-l subliniez, poate înțeleg și cei care ar trebui să audă lucrul ăsta. Reabilitarea unei fete nu se face cu adevărat decât în momentul în care îl vede pe traficant cu cătușele la mână. Deci până în acel moment, noi spunem, eu îi spun, la consiliere îi se spune că e victimă, că nu i s-a întâmplat nimic din ceea ce i s-a întâmplat din vina ei. Nu cred lucrul ăsta. Ele sunt convinse că sunt proaste, n-au stimă de sine, nu au și concluzia firească pentru orice copil, un copil cu părinți alcoolici, consideră că părinții beau din cauza lui. Ăsta este paradoxul la un copil. Întotdeauna tot ce se întâmplă rău, părinții care divorțează, au divorțat din cauza lui și fetele mele la fel. Tot ce s-a întâmplat din cauza lor, că ele au fost proaste. Și nu învață să-ți spună ce le spui la consiliere, să spună da, depășesc momentul sau n-a fost din vina mea, dar vezi în ochii ei și vezi în reacțiile ei când se întâmplă ceva că imediat spune că ea e de vină. În momentul în care mergem la tribunal și traficantul intră cu cătuș pe mână în boxa aia unde ar trebui să stea, și este și se dă sentința, este momentul în care fetele mele își îndreaptă puțin spatele și putem să lucrăm mai bine cu ele și prind mai bine ce le spunem noi, pentru că încep să creadă și ele că da, poate totuși am fost o victimă. De aceea am subliniat întotdeauna importanța cooperării între poliție, DICOT, serviciu social. Mulțumesc mult, vă propun să ne oprim aici pentru că urmează știrile orei 1 la Radio România Actualități. Revenim în direct imediat după știri. Continuăm dialogul nostru cu Cerasela Bănică, președinta Centrului de Advocacy și Drepturile Omului și psihologul Iana Matei, fondatoarea Reaching Out România. Serviciul de noapte la Radio România Actualități cu Maria Țoghină.
Aici București, Radio România Actualități. Ora exactă. Este ora 1. Bună dimineața, sunt Mihai Udroiu, ascultați știrile Radio România Actualități. Numărul locurilor de cazare destinate refugiaților din Ucraina a fost suplimentat cu 200 în municipiul București, informează într-un comunicat Prefectura Capitalei. Pe de altă parte, Consiliul General al Capitalei a hotărât furnizarea de materiale sanitare și medicamente în valoare de 5 milioane de lei pentru Crucea Roșie Ucraina. Europa se poate aștepta să primească 5 milioane de refugiați din Ucraina dacă invazia și bombardamentele rusești continuă, a estimat ieri șeful diplomației europene, Josep Borrell. Trimișii noștri speciali în Ucraina spun că populația este speriată și că tot mai mulți se îndreaptă spre granițe, Ilie Pintea. În regiunea Cernăuți se intensifică pregătirile pentru apărare, iar armata este mult mai prezentă pe străzi, unde au apărut și puncte de control fortificate. Voluntarii continuă să se înroleze pentru batalionul care s-a constituit aici, iar între timp autoritățile încearcă să mențină în funcție serviciile sociale. Pe lângă toate acestea, autoritățile se ocupă și de primirea refugiaților, care continuă să sosească aici din toată țara. În ținutul Herței, unde se află o comunitate de peste 30.000 de etnici români, primarul Vasile Scripcaru și șeful serviciului social, Alexandru Platon, au organizat un centru pentru refugiați la liceul românesc. Vă simțim alături și mulțumim foarte mult de ajutorul care ne-l acordați. În momentul de față este destul de liniște, bineînțeles că este război în țară, dar avem liniște la noi, în ținutul Herță. Statele Unite au anunțat că trimit încă 500 de soldați în Germania, Grecia, Polonia și România, între altele pentru a susține eforturile de apărare a spațiului aerian al NATO din zonă. În ultimele săptămâni au fost trimiși suplimentar mii de soldați americani în Europa, unde se află permanent sau temporar în jur de 100.000. Între timp, congresmenii insistă pe lângă administrația Biden să dea curs cererii formulate de președintele Ucrainei Volodymyr Zelensky și să faciliteze transferul imediat al unor avioane de luptă către această țară. Premierul Mateusz Morawiecki a respins însă ideea ca Polonia să cedeze Ucrainei din avioanele sale MiG-29 în schimbul unor avioane F-16 furnizate de Statele Unite. El a precizat că Varșovia oferă deja un ajutor semnificativ Kievului în multe domenii și că în strânsă cooperare cu NATO încearcă dezescaladarea conflictului din țara vecină și nu să-l amplifice. În România, indicele ROBOR la 3 luni, în funcție de care se calculează costul creditelor de consum în lei cu dobândă variabilă, a ajuns la 4,25% pe an, de la 4,03% câterea vineri. Este cel mai ridicat nivel din august 2013, când atinsese 4,28% pe an. Și indicele ROBOR la 6 luni, utilizat în calculul dobânzilor la creditele ipotecare în lei cu dobândă variabilă, a urcat la 4,3%. Pe an, de la 4,17%. Datele meteo, vremea va fi rece pentru această perioadă, se vor semnala precipitații sub formă de ninsoare, iar trecător lapoviță și ploaie pe arii relativ restrânse în regiunile extracarpatice și izolată în rest. În zonele de deal și de munte local va ninge. Temperaturile maxime se vor încadra între minus 1 și 7 grade, cu cel mult 4 grade în capitală. Acum la București se înregistrează 1 grad. Sport cu Radu Antofi. Bun găsit, stimați ascultători, că iată că a fost numit ieri capitan al echipei de Cupa FED a României la tenis pentru următorii 3 ani. El o înlocuiește pe Monica Niculescu, cea care a fost capitan la meciul cu Italia de anul trecut, pierdut acasă la Cluj cu scorul de 3-1. Meciul următor pentru formația feminină a României va fi cel cu Polonia în deplasare în 15 și 16 aprilie. Campioana României la basket masculin, Universitatea Cluj, va întâlni astăzi pe teren propriu echipa spaniolă Unicaja Malaga, în faza a doua a grupelor din Basketball Champions League. Clujenii au înregistrat până acum 3 victorii în 3 partide, cu Unicaja în Spania, acasă cu Ostende din Belgia și pe teren neutru în Cehia, cu ucrainienii de la Prometei. Și ruibii la final, ieri a fost anunțat lotul României pentru meciul cu Georgia de sâmbătă din cadrul campionatului european ediția 2022, față de meciul cu Spania pierdut în deplasare de echipa noastră, de remarcat revenirea lui Andrei Ursache, a lui Constantin Pristaviță, dar și convocarea lui Gheorghe Gajion. În primele două partide, România a învins și Portugalia și Rusia, în această grupă se află și Olanda.
Știrile orei 1 se încheie aici la Radio România Actualități. Continuă emisiunea Serviciul de Noapte. Serviciul de Noapte la Radio România Actualități cu Maria Țoghină. Continuăm să discutăm despre solidaritate, despre cum putem să construim împreună o lume mai bună. Ceraselă Bănică, președinta Centrului de Advocacy și Drepturile Omului, și psihologul Iana Matei, fondatoarea Reaching Out Romania, ONG pentru protejarea și reintegrarea în societate a victimelor traficului de ființe umane, sunt invitatele ediției mele în noaptea de 8 martie. Vă reamintesc că puteți să ne sunați la numerele de telefon 021-312-1054 sau 021-312-3644. Mesajele dumneavoastră ajung la noi dacă le trimiteți prin SMS la 0748-887766 și prin intermediul paginilor de Facebook România Actualități și Serviciul de Noapte Maria Țoghină, unde transmitem live video. Mai avem mesaje și de la ascultători. Salutări din nordul Italiei, felicitări și Dumnezeu să-i binecuvânteze pe toți voluntarii din România în această perioadă, ne scrie comunitatea română din Bolzano. Viorel Zaneț ne scrie: bună dimineața, la mulți ani fericiți tuturor femeilor. Alexandru Robert Wagner, de asemenea, bună seara și la mulți ani doamnelor. Constantin Ștefan, la mulți ani, cu multă sănătate, să vă dea Dumnezeu tot ce doriți și zile senine. La mulți ani, cu respect tuturor doamnelor, Constantin Ștefan semnează. Iosif Florentin Rusu, numai domni. La mulți ani tuturor doamnelor și domnișoarelor, în special pentru Violețica mea, pace tuturor din Zaragoza, Spania. Cu respect cu voi am crescut ascultând Radio România. Adrian Monafu, Cristi Horai, de asemenea, ne urează la mulți ani tuturor doamnelor. Alexandra Tara ne scrie din suflet: la mulți ani, doamna Maria Țoghină și distinselor invitate. Multe binecuvântări tuturor, tot respectul pentru munca depusă, vă îmbrățișez cu drag, prețuire și respect. Le îmbrățișăm și noi pe toate doamnele care sunt acum pe recepție și, de ce nu, și pe domni care poate ascultă și poate trag și niște învățăminte din ceea ce discutăm noi aici. Destine și vise distruse, copilării furate, abuzuri inimaginabile. Copii cu copii, fete de 13, 14, 16 sau chiar 10 ani, cărora nu li se oferă numai un adăpost și protecție, ci șansa de a merge din nou la școală și consiliere. Asemenea, traume nu se vindecă niciodată. Rețelele criminale de trafic de persoane au înflorit de-a lungul anilor. Despre traficanții români se spune că sunt alături de cei din Albania cei mai periculoși. Dincolo de cifre și statistici, sunt vieți distruse. Combaterea traficului de persoane și sprijinirea victimelor acestor rețele criminale trebuie să fie o prioritate pentru o societate democratică, mai cu seamă că jumătate dintre victimele traficate în România sunt minori. De ce este atât de dificil de luptat cu acest flagel? Pentru că revin aici și poate, poate ne gândim și la soluții, poate noi legi, poate noi instituții. Ce propunere aveți aici? Cine începe? Cine dorește? Da. Ia, am văzut că aveam microfonul pe mut. Pe mai devreme am spus că am un pachet de probleme, ori de obstacole. Atunci să spunem privește soluțiile acum. Exact. Eu cred că ar trebui, hai să fim mai pozitiv de 8 martie, să arătăm domnilor calea dreaptă. Calea dreaptă. Ok, dacă zici tu, Maria, să zicem. Bun. Soluții. Cred că prima, să zic așa, primul ingredient care ar fi de succes este să fie voință și interes real. Pentru că altfel avem jumătăți de luptă, ori lupte care nu le începem, cum mi s-a întâmplat de prea multe ori. În al doilea rând, vorbeam la un moment dat de legislație. Știi care e problema? Că legislația tot s-a modificat în ultimii ani, s-a modificat atât de mult, dar nu înseamnă că s-a modificat și în bine. Dacă ne uităm puțin la, că vorbea Iana mai devreme de faptul că, că făptuitorul este crezut în, să zic așa, în contradicție cu minorul de către o instanță, e adevărat. Și asta nu pentru că legea o permite, ci pentru că aplicarea legei e defectuoasă.
Nicăieri nu se spune, el la un moment dat spunea de consimțământul sexual, consimțământul pentru un act sexual la care potrivit legii este Iana, e la 16 ani, dar e definită la actul sexual cu minor, care mie deja când zici act sexual cu minor, nu-mi sună logic. Nu există act sexual cu minor, există viol. Punct. Ok. Însă a fost introdus acolo. Act sexual cu minor, această infracțiune a fost introdusă după perioada comunistă, pentru că nu era în vechiul cod penal, era doar viol. Da? Deci vorbeam, soluția este îmbunătățirea cadrului legislativ, dar astfel încât când îl îmbunătățești, să poți să-i asiguri victimei acel principiu de echitate, în drept se zice principiul egalității de arme. Făptuitorul are o serie de drepturi. A trebui și victimei să-i se acorde același tipuri de drepturi. Și vă dau un exemplu. În timp ce la infractorul minor are o serie de drepturi, victima minoră este pierdută în codul de procedură penală. O vezi ca o excepție la adult. Dar nu are, precum infractorul minor, prevederi speciale. Și atunci minorul, situația minorului trebuie înțeleasă și interpretată de cei care aplică legea din perspectiva adultului, dacă au o excepție. Și atunci deja, în opinia mea, principiul echității nu se îndeplinește. Pentru că și victima minor ar trebui să aibă aceleași drepturi ca infractorul minor. Deci cadrul legislativ, însă în același timp expertiza, îmbunătățirea expertizei care, iar Iana să zic așa, are mai multă experiență în domeniu decât mine, de peste 20 de ani, în ciuda și poate să confirme câte formări Iana a realizat de-a lungul perioadei cu diverse categorii de profesioniști și totuși nu suntem acolo unde trebuie. Și asta ce înseamnă că e nevoie de o formare continuă, că sunt magistrați, că sunt polițiști, că sunt experți care oferă servicii sociale persoanelor, trebuie să fie o formare continuă. De ce? Pentru că cu cât ai cunoștințe și metode și experiență cum să lucrezi cu un copil, cu atât ai mai multe instrumente să-l protejezi și să vezi situația din perspectiva victimei, a minorului, a copilului. Pentru că dacă doar vezi copilul ca o cifră, că e număr de dosar, că este o altă cifră, numărul mare de victime, atunci noi n-am rezolvat nimic. Suntem iarăși la situația de unde am început, ori chiar mai rău. Și bani. Sună urât, dar e nevoie de resurse financiare ca să poți să plătești expertiza necesară, ca să poți să oferi servicii de calitate victimei, să oferi compensații victime. Doamnelor, știți câte beneficiare am avut noi, și anume victimele ale traficului de persoane care în urma câștigării unui proces au beneficiat de compensație? Zero. Dacă ne uităm, în realitate n-au primit niciun ban. Pe hârtie au câștigat vreo cât o persoană în ultimii 3-4 ani, dar au primit zero. Pentru că tot există dilema, statul nu a putut să dezlușească dilema cum să-i dăm banii victimei. De unde să luăm și cum să-i dăm banii victimei care a suferit, pe lângă faptul că a suferit o traumă pe care nu o poate să nu se va recupera vreodată, mai este încă o dată retraumatizată de sistemul nostru. Da? Că este judiciar, că este de suport, că este de asistență. Da? Și atunci victima este în continuu proces de traumatic, dar statul nu are capacitatea să găsească fondurile necesare pentru a plăti aceste compensații. Și sunt deci, este necesar că vorbeai de soluție, tot de probleme vorbesc. Îmi pare rău, dar cred că în ultima perioadă am vorbit atât de mult de probleme, cu toate că în același timp spunem și soluțiile.
se tot discută de crearea unui fond pentru victime. Sperăm că acest lucru să se întâmple. Astăzi s-a publicat, Iana, te informești pe tine, s-a publicat pe site-ul Ministerului de Justiție, la secția de transparență decizională, proiectul de lege pentru a lui de funcționare a NABI, în care se menționează inclusiv crearea fondului pentru victime ale violenței, inclusiv victime pentru traficului de persoane. Însă, eu încă aștept să fie aplicat, pentru că de proiecte de legi și de hârtii, noi tot am auzit în ultimii 20 de ani. Vrem acțiune, vrem rezultate concrete. Instituțiile statului să înceteze să se mai joace cu hârtiile și să-și facă treaba. De ce? Pentru că acești copii, victimele ale traficului de persoane, sunt ca orice copii din România. Are dreptul la protecția din partea statului. Iar o țară care nu-și protejează copiii, nu-și apără, pentru mine este o țară eșuată. Doamna psiholog Iana Matei. Soluții. Soluții. Educație, da, educație, în al doilea rând educație și în al treilea rând educație, după care putem vorbi și de legislație. Toate aceste copile s-au oprit undeva în ciclu primar cu educația și eu spun așa că pe vremea mea, dacă lipseam mai mult de la școală, diriginta venea imediat acasă și o informa pe mama. Nu că mi s-a întâmplat, dar știu alți colegi care o pățeau. Nu mai avem această relație, să zic așa, la școală. Copiii renunță la școală pe capete. Nu există coerență în măsurile care sunt luate. Știm că toți acești copii provin din, să zicem, comunități vulnerabile, unde e sărăcie. Și apropo de rapoarte, eu am văzut un raport al ANPDCA-ului, o strategie care la început avea prezentată situația anul trecut și erau citate niște rapoarte de la Comisia Europeană, deci spuneau adevărul și recunoșteau că în aceste comunități vulnerabile trebuie să organizate programe, un after school, de exemplu, iar ajuta pe copiii care sunt săraci. În acest after school, ideea este să-l ții cât mai departe de casă dacă acolo are loc abuzul de orice fel și ar putea fi organizate programe de, nu știu, și poți să faci și artă, poți să faci și dezvoltare personală, poți să faci, să le dai acestor copii niște instrumente să-i educi în sensul ăsta. Când zic educație, nu mă refer la școală neapărat. Aici trebuie să lucrăm. Acolo în strategie se menționa faptul că nu există resurse financiare, pentru că cele mai multe se duc spre plata alocației copilului și așa mai departe. Dacă nu începem cu educația, vom avea și următoarea generație și următoarea generație, în marea majoritate, stând pe stradă, iar noi în aceleași birouri, văitându-ne că problema este mult prea mare și ce să ne facem. Un alt lucru care a fost sesizat în această strategie și cu care sunt de acord este lipsa de cooperare între instituțiile publice și non-guvernamentale. Dacă tu ai expertiză în societatea civilă, pentru că pe orice domeniu această societate civilă s-a angajat, a lucrat, și-a creat programe, a scris proiecte și a făcut rost de bani, a căpătat experiență, fie că vrem sau fie că nu vrem. Au căpătat experiență, folosește această experiență. La noi este un război continuu între instituțiile publice și ONG-uri. Nu știu de ce ne batem și asta iarăși. Așa, ca o mențiune. Care e soluția? Tocmai despre asta vorbesc, Rasela. Vorbesc de această cooperare care ar trebui să existe și pe care și ei au sesizat că nu o au. Vorbesc despre educația care ar trebui să existe. Și acum, ca o paranteză, am văzut-o pe Maia Sandu într-un speech public destinat special oamenilor simpli care s-au implicat într-ajutorarea refugiaților. Am menționat organizații non-guvernamentale, dar în general oamenii care au sărit. Eu nu am auzit niciun politician în România care să mulțumească societății civile.
Cum spunea colegul nostru jurnalist, spun oamenii mulțumim, am fost citați în presa internațională, românii s-au mobilizat, nu politicienii, doamnelor, românii s-au mobilizat și n-am auzit niciun politician care să spună mulțumim. Domnul Dâncu a fost singurul care a mulțumit UNICEF și nu mai știu ce altă organizație. Probabil Crucii Roșii. Așa, o altă organizație internațională. Nu, omul ăla simplu care trăiește cu salariu minim pe economie, dar își deschide casa ca să vină încă o familie din Ucraina și îi pune pe masă mâncarea și nu știu cum se descurcă, dar se descurcă. Nimeni n-a zis vă mulțumim. Deși și asta este o altă soluție, această unitate. Societatea, din punctul meu de vedere, asta a fost încă o dovadă în plus. Societatea este divizată de către politicieni. Uitați-vă câtă unitate a existat în zilele acestea, cum s-au mobilizat oamenii să-i ajute pe ucrainieni. Deci au mai fost câțiva care au zis că da, ne-au luat nu știu ce pământuri, dar în general, da, oamenii sunt uniți, politicienii sunt cei care dezbină. Asta e concluzia la care am ajuns eu. De mai multă vreme, dar această situație nefericită a confirmat-o. Ieri povestea un jurnalist că a mers era în Ucraina cu ajutor, un convoi umanitar și a intrat într-un magazin pe marginea drumului să-și cumpere o anumită băutură care există numai acolo, foarte acidulată. Și a cumpărat, a mai luat ceva din magazin și a întrebat cum pot să plătesc, cu cardul sau cash. Avea și, dar ar fi preferat să plătească cu cardul, să-și țină cash-ul. Și doamna i-a spus, zice, dar noi de la voi nu putem să luăm bani. Și el a zis, nu, cu cardul poți să plătești și cash. Nu, n-ai înțeles, noi de la voi nu putem să luăm bani, noi știm cât ați făcut pentru ai noștri. Și a ieșit la insistențele jurnalistului să plătească, a ieșit șeful sau domnul care deținea acel magazin și a spus că au auzit ce facem noi pentru ucrainieni și el nu poate să ia bani. De la români. Avem un telefon în direct, dar până atunci o să spun, pentru că inclusiv noi am difuzat știri și din clasa politică au fost politicieni care s-au implicat și care au ajutat și au fost și lideri politici care au mulțumit tuturor românilor. Mi-amintesc acum numai decât prima declarație, de exemplu, a primului ministru, care am citit-o și a mulțumit atunci și societății civile și tuturor românilor, dar au fost și cazuri și generalizările câteodată demotivează. Poate că bunele exemple ne ajută să se implice mai multă lume în astfel de momente și au cred că este... fost implicat, știu, da, și apreciez lucrul acesta. Și au făcut-o de data aceasta, chiar s-a văzut că a fost o solidaritate și o acțiune comună. O salutăm pe ascultătoarea noastră, doamna Dinulescu, este fost cadru didactic pensionar acum. Bună dimineața și la mulți ani, doamna Dinulescu. La mulți ani, doamnelor, și multă putere tuturor femeilor lumii să-și apere copiii, că mari și nebuni războinici a lumii le joacă soarta pe bani și pe terenuri. Aș vrea să vă spun că eu cunosc atât de bine situația, pentru că din primele zile, până atunci nu credeam că poate fi așa ceva, dar a început după Revoluție, imediat cu venirea ajutoarelor, au început să dispară copiii de la casa de copii. Am reclamat la poliție, am reclamat la procuratură, nu erau legi, nimeni nu știa nimic, era o atmosferă festivistă, nu știi de unde să-i caut și ce să faci. Nu știu nici acum. Altă modalitate a fost aceea benevolă. Erau fete care au fost foarte bine prelucrate, duse în anumite țări, li s-a făcut un copil, așa, și apoi au fost predate acestor nenorocite rețele de proxenetism. Doamnă, noi ne întrebăm de cauze? Vă spun unele din cauze pe care le cunosc exact și cea mai cumplită este indiferența întregii comunități. Las că mie nu mi se întâmplă. Nu toată comunitatea păzește copiii. 2.
este lipsa unei legislații precise și clare în privința adopțiilor internaționale. Apoi, 3. Nu se știe și nu se ține sub control familiile care sunt sărace și n-au posibilități materiale. Câți copii au, câți au mai avut și așa mai departe. Războiul nostru trebuie să fie zi cu zi, zi cu zi, și trebuie să fim alături de familiile respective, pentru că societatea nu ne ajută. Nu este educogenă. În clasa 12-a, fetele, în loc să învețe pentru examenul de sfârșit de an, nu știau cum să se fardeze și cum, nu mai știu ce, și au spus, păi ia uitați, doamnă, cât câștigă cu tare colegă de-a noastră, care este în București și chiar lucrează la televiziune la 18 ani. Vedeți, doamnă, asta este situația. Ca să nu vă mai spun de cât de puțin ne ajută totuși biserica în această restabilire a rușinii, a regulilor morale. V-am ținut mult de vorbă. Mulțumim mult de tot, doamna Dinulescu. Încă o dată, la mulți ani dumneavoastră și tuturor ascultătoarelor noastre. Mulțumim pentru intervenție. Doamnelor, iată o opinie. Da, apropo de ce spunea doamna, chiar vroiam să, acum dacă tot suntem la Radio România, să fac un apel pentru toți cei care primesc copii neînsoțiți din Ucraina. Au intrat deja niște grupuri. Mie aici îmi tremură sufletul. Acești copii trebuie să anunțați la DGASPC. DGASPC contactat imediat. Este o înțelegere între România și Ucraina. Instituțiile publice în cazul acesta informează ambasada Ucrainei. Trebuie să-i protejăm. Cei care au copii neînsoțiți sunt singurii între, singurul lucru care stă între acel copil și un potențial traficant. Îi puteți proteja foarte ușor înregistrându-i cu DGASPC. Aceste direcții locale. Direcții locale, da. Nu trebuie. Direcția locală trebuie să știe unde este acel copil neînsoțit. Fie că stă la familia respectivă, fie că stă într-un centru. Copilul trebuie luat în evidență. Despre ce spunea doamna, că da. Ce era seala? Așa este. Are telefonul pe mut. Da, ce era seala? Nu, era gânditoare, nu e pe mut, am văzut-o cum oftează. Se gândea probabil la tot ceea ce ne-a spus doamna Dinulescu cu experiența de o viață și experiența ultimilor 30 de ani. Știți ce mi s-a părut mie cel mai relevant din tot ce ne-a spus doamna Dinulescu? Vă mărturisesc că acum rare ori o fac atunci când realizez emisiuni, încerc să nu-mi exprim opiniile, dar vă mărturisesc că am rezonat foarte mult cu ideea de reacția comunității. Cred că noi am pierdut acest bun pe care cândva îl aveam. Nu se putea, într-o comunitate strânsă, unită, care împărtășește aceleași valori, nu putea să vină cineva și să strice acest echilibru. Și copiii erau protejați, se simțeau protejați și puteau să alerge pe câmpuri și prin păduri fără teamă că li se va întâmpla ceva. Da, așa e. Sunt total de acord cu ce a menționat doamna în ce privește indiferența. Indiferența, nivelul de indiferență care, din păcate, în România a crescut. Lipsa acel de sentiment de comunitate, care, hai să zicem, că n-a lipsit în totalitate, dar nu mai este așa cum noi l-am trăit. Și toate asta ce înseamnă? Că, așa cum spuneai tu, Maria, dacă lipsește această comunitate care îți protejează individul, individul este mult mai vulnerabil, că e femeie, că este copil. În ce privește, de ce mă gândeam, mă gândeam la mențiunea doamnei în ce privește controlul acelor familii cu mai mulți copii. Se referea la nivelul de trai scăzut. Exact. Familiilor sărace, numeroase.
Nu întotdeauna victimele traficului de persoane vin din astfel de familii. Nu spunem că nu vin. Dacă ne uităm la profilul victimelor minore ale traficului de persoane, ai profiluri diferite. Ai copii care vin din familii dezorganizate, din familii numeroase, familii sărace, dar câteodată îți apar și din familii care nu sunt dezorganizate, cu o situație socioeconomică stabilă, însă este datorită anturajului copilului, care și aici are un rol. Acum să găsim o măsură de a controla genul ăsta de familii numeroase, eu sunt total împotrivă. Sunt alte metode, care, instrumente care, despre care Iana vorbea mai devreme, educație, inclusiv de ce reanimarea spiritului comunitar, să mergem pe prevenire, să ajutăm aceste familii să nu fie în această situație de risc. Iana vorbea de lipsa de, sau de niște goluri în legislație pe anumite situații ori pe fapte, cum este predatorul sexual și pedofilul. Însă, hai să-ți dau niște exemple pentru că a vorbit doamna. Sunt foarte puține cazuri în care adopția ori vânzarea de copii în ghilimele mele apar ca pe cazuri de trafic de persoane, chiar dacă copiii respectiv nu mai sunt în țară, ori nu mai sunt în localitatea respectivă. Tot din lipsă de legislație. Exact, pentru că e o problemă cu definiția traficului de persoane în care anumite forme de trafic nu prea se regăsesc. Și este adopția ilegală, vânzarea de copii și mai sunt căsătorile timpurii. Da? Care de fapt nu sunt căsătorii, să clarificăm lucrul acesta pentru toți, sunt pur și simplu facilitarea violului de către a unui minor, de către o altă persoană, că e adultă sau că e minor. Da? Iar aceste forme de trafic, care sunt recunoscute de legislația internațională, nu sunt reglementate de legislația românească, cu toate că specialiștii ne spun că se regăsesc în definiția traficului, dar din păcate, în ce privește aplicarea, nu prea identifice astfel de cazuri. Iar în rest, cred că m-aș opri pentru moment aici, doar dacă Iana nu vrea să completeze. Nu, apropo de vânzarea de copii, deci știu caz unde copilul a fost vândut și nu a pățit nimeni nimic, nici părintele care l-a vândut, nici potențialul cumpărător, pentru că nu există legislație, nu e acoperitoare. Și de una zi sau nu știu când a fost anunț pe OLX, vând copil 6 luni. Și când a fost tras la răspundere, mă rog, presupun că era o glumă. Nu, a zis că e o glumă când i-a bătut poliția la ușă, că nu se aștepta. Adică ce găsești pe OLX, te crucești dacă intri acolo. Toate acele anunțuri cu fete drăguțe și nu știi ce se ascunde în spate. Eu știu minore care au fost scoase din acea situație, aveau 14 ani, n-ai de unde să știi ce. Anunțul ăla spune, sună-mă. Dar este minoră care se ascunde acolo. Nu sunt anchetate de polițiști, că e prea greu, că întotdeauna e lipsa banilor. Noi nu avem niciodată bani să avem grijă de copiii noștri, grijă de cetățenii noștri. Avem bani pentru alte chestii. Fântână de 1 milion de euro în centrul orașului, de exemplu. Și înlocuirea trotuarelor. Periodic, înlocuirea trotuarelor, periodic, pentru că se degradează. Da. Dar este firesc în București, cel puțin, pentru că pe trotuare stau bine mersi mașinile. Și atunci. Și asta e drăguț. Și tot din lipsă de bani. Da. Mai avem întrebări de la ascultători. Iată, Emil din Oradea ne scrie: o emisiune plăcută să aveți, aș avea 2 întrebări pentru invitatele dumneavoastră. Prima întrebare: câte locuri aproximativ are România în centrele de prevenire a abuzurilor sau a apatrizilor din țara noastră, mai ales dacă războiul va fi lung, vom face față acestuia? Și cea de-a doua întrebare: care sunt criteriile după care se stabilește o discriminare și ce dovezi trebuie să aducă un oarecare cetățean minoritar sau neminoritar în acest sens? Toate cele bune. Emil din Oradea. Pe discriminare nu mă bag. Pe locuri, n-am înțeles. Locurile sunt anunțate de instituțiile publice,
Eu știu că noi avem 9 locuri pentru copii refugiați din Ucraina. Aia știu eu, noi. Restul așteptăm că se centralizează. La Reaching Out dumneavoastră aveți 9 locuri pentru copii refugiați din Ucraina. Da. Cerasela? Despre discriminare? Eram singură că mi-a trezit mie întrebarea. Ce dovezi? Da. Ce dovezi? Care sunt criteriile după care se stabilește o discriminare și ce dovezi trebuie să aducă un oarecare cetățean minoritar sau neminoritar în acest sens? Sunt multe criterii baza căreia o persoană poate fi discriminată, dacă se referă la, cred că la acest lucru, și anume poate să fie discriminare pe criteriul de naționalitate, etnie, sex, orientare religioasă, orientare sexuală, de fapt religie, dizabilitate, statut socioeconomic, refugiat, inclusiv refugiații au un criteriu special. Sper că n-am omis, sunt multe care se regăsesc în legislația noastră. Ce dovezi? Păi trebuie să arată tratamentul disproporționat, da? Pe care o persoană care face parte dintr-un anumit grup față de cealaltă persoană care nu face parte din același grup. De exemplu, dacă o femeie, da, că tot vorbim de Ziua Internațională a Femeilor, da, e o martie. Dacă o femeie care are calificări profesionale și o experiență de muncă pentru o poziție care a fost scoasă la concurs, dar cu toate acestea nu este angajată femeia, ci domnul, cu toate că are o experiență mult mai mică și poate chiar nu are experiență, este discriminare de gen. De ce? Mi s-a întâmplat și mie, când aveam interviuri, să mi se pună o anumită întrebare, care este specifică femeie. Eu n-am auzit-o niciodată la un bărbat. Aveți de gând în perioada următoare să să fiți însărcinată, să aveți copii? De multe ori eu răspundeam la întrebarea asta. Bine, că după aceea le spuneam că e discriminatoriu. Și anume zic, nu, zic că nu cred că este, nu ar trebui să vă răspund, pentru că la fel v-aș întreba, dumneavoastră, ca viitor angajator, aveți de gând în perioada următoare să aveți un copil? Și mi spunea, întrebarea nu e relevantă. La fel și pentru mine. Deci, genul ăsta, în momentul în care femeia cu astfel de întrebări și pierde, să zicem, da, poziția respectivă, ca răspuns da, da, este o diferență de tratament, pentru că bărbatul nu se va pune aceeași întrebare. Cu toate că concediul de maternitate, precum și concediul de paternitate, sunt amândouă recunoscute de către legislația României. Ca urmare, și un bărbat poate să intre în concediul de creștere a copilului. Dar cred că încă n-au înțeles angajatorii switch-ul acesta. Ba da, l-au înțeles. Însă unii dintre ei chiar sunt misogini. Da. Reamintesc numărul de telefon la care încă ne mai pot suna ascultătorii: 021-312-1054 sau 021-312-3644. De asemenea, ne pot trimite mesaje pe paginile de Facebook unde transmitem live Serviciul de Noapte cu Maria Țoghină și România Actualități. Constantin Dedu ne scrie: succes în tot ceea ce faceți, doamnă Iana Matei. Mulțumesc, Costin. Domnul Gheorghe Rândașu din satul Vianu, județul Vâlcea, care ascultă emisiunea, se pronunță pentru ideea ca infractorii să fie pedepsiți mai dur. Și eu. Da. Subscrie. Da. Iana, am avut discuțiile astea lungi. Degeaba năsprim și creștem sancțiunile și pedepsele. Dacă nu le aplicăm. Dacă nu le implementăm. Și mai mult decât atât. Și e un lucru pentru care știi că lupt. Și mai mult dacă eu tot nu sunt în stare ca stat să protejez victima. Degeaba pun eu 20 de ani pe trafic sau pe viol, dacă eu, din punct de vedere ca sistem, ca procedură de apărare a victimei, nu fac astfel încât să pot să-mi protejez victima pe tot parcursul, da? Parcursul ei în prin justiție, iar victima este retraumatizată, o renunță. Și atunci, dacă renunță,
cum îl mai îl sancționez eu pe făptuitor? Ar trebui nu știu, de undeva trebuie să începem. Așa este. Asta mi se pare cea mai ușoară. Toți au mers doar pe... Majoritatea modificărilor legislative sunt pe năsprirea sancțiunilor pentru... Noi avem în pușcărie 100 de ani și aruncăm cheia. Dar ideea este că nu ajung în pușcărie. Ajungem și acolo, o luăm pas cu pas. Până atunci, pentru că ați menționat, pentru că ați menționat de pas cu pas, trebuie să menționez că această emisiune este realizată și ca urmare a workshop-ului derulat în cadrul proiectului REACT, Reformă și Acțiune pentru Apărarea Drepturilor Copiilor Victime ale Traficului Uman în Sistemul de Justiție, un proiect susținut prin programul Active Citizens Fund Romania, finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia. Cerasela, eu am participat la acest program alături de alți colegi jurnaliști, dar aș vrea să povestești un pic în ce a constat acest program și cât de importante sunt aceste proiecte, apropo de momentul în care am putea să începem sau de unde am putea să începem. Bun. Da, am avut un, să zicem, un program de formare în, în noiembrie-decembrie, dacă nu mă înșel, că așa este. Două runde, pentru 40 de jurnaliști, atât din presa locală cât și din presa națională, că este presă scrisă, că e presă online, radio sau TV, în care am avut o serie, un grup formidabil de formatori, printre care și Iana Matei, care astăzi este prezent cu plăcere, și anume persoane care au experiență îndelungată în combaterea diferitor forme de violență împotriva copiilor, pentru că am vorbit atunci în general, și care a fost scopul? A fost scopul de a crește, de a îmbunătăți conștientizarea jurnaliștilor, în special în ce privește investigarea astfel de situații, și anume situația victimei minore în sistemul de justiție. Pentru că foarte mulți vorbesc, jurnaliști vorbesc despre efectele unor fapte, că vorbesc despre victime în cifre, despre câte victime avem, dar nimeni puțin se uită de fapt ce se întâmplă cu victima. O să spun o secundă numai, că ai ajuns la jurnalist, modul la care este prezentată victima, se zice de cele mai multe ori trafic de carne vie. Și eu spun, este o ființă umană, ori nu prostituție de carne. La 14 ani. De aceea am considerat eu personal la 14 ani. Da. Da. Exact. Acesta a fost unul din motive, faptul că, din păcate, sunt anumiți jurnaliști care, inclusiv ei, traumatizează victima datorită modului în care... Fără să-și dea seama că bănuiesc că nu o fac intenționat. Să sperăm, eu chiar sper că e așa, sper să fie așa, pentru că altfel e cealaltă latură umană nocivă care nu vreau să vorbesc despre ea. Însă, în același timp, un alt scop a fost de a câștiga aliați în lupta noastră, în munca noastră, de a îmbunătăți sistemul de justiție pentru copii. Aș dori să fac o paranteză. Iana este întotdeauna cea care este foarte aproape de copii, pentru că le oferă servicii direct. Noi la CADO suntem cei care de obicei ne ocupăm cum să îmbunătățim cadru mai larg, național, că modificăm legislații, că batem la ușa politicienilor să le atragem atenția la anumite lucruri, că îi ajutăm să schimbe această situație și într-un fel ne completăm. Acum îmi spui de unde a pornit, unde vrem să mergem cu acest proiect. Păi nevoile deja le-am spus, da, le-am tot repetat. Și proiectul ăsta în special am vrut să ne focusăm pe o componentă în care nu mulți intră, și anume sistemul de justiție. Foarte mulți și o majoritate ONG-urile merg spre direcția de servicii sociale. Și de ce sistemul de justiție? Pentru că, așa cum am spus-o de multe ori, este al doilea actor activ în retraumatizarea victimei. Și am vrut să diminuăm acest risc și să dezvoltăm acele mecanisme încât astfel să îmbunătățim parcursul minorului în drumul
pot să zicem, prin drumul sau prin sistemul de justiție, de la organele de poliție până la ultima decizie. Mai avem un telefon în direct, Cerasela. Hai să luăm telefonul și ne întoarcem la dialog, pentru că domnul Stelian Niculescu ne-a sunat. Îl salutăm. Bună dimineața! Salut mâinile tuturor doamnelor! Din Adjud, județul Vrancea, vă sun. Și pentru că aproape m-am abonat la Radio România Actualități, la emisiunile realizate de către doamna Maria Țoghină, cât și colegii dumneavoastră de marți și joi, transmit cu acest moment că deja am intrat în 8 martie, sărutări de mână și viață lungă și lipsită cât mai mult de stres tuturor doamnelor care sunt prezente în studio, atât în secretariatul cabinei de emisie, cât și doamnei, dacă mi-am notat bine, Dinulescu sau Dinculescu. Ascultătoare, Dinulescu, da, mulțumim. Da, pentru care o felicit pentru probitatea intervențiilor dumneei. Nu de puține ori am auzit-o și sunt utile și experiența dumneei didactică vorbește cu apăsare. Deci am intervenit în această seară. Felicit doamnele de la, mai ales doamna de la Centrul de Apărare a Drepturilor Omului. Empatizez cu victimele acestor situații. Am fost profund și vorbesc cu apăsare și răspicat. Pentru ca autoritățile care mai ascultă la ora aceasta să-și destupe urechile pentru situația extrem de gravă. Mi-a fost dat în data de 8 septembrie, într-o zi de miercuri, anul trecut, să deschid Radio România Cultural și să aud un reportaj realizat de către o colaboratoare a mai multor televiziuni, nu interesează care, dar se numește Melania Medelean. Dumneia, fiind colaboratoare și a postului de Radio România Cultural, a realizat un reportaj înfiorător. O tânără din Iași a reușit să fugă și iarăși capturată de 4 ori, de 2 ori din Italia și de 2 ori din Germania. Acum atenție pentru toți care mai au ceva sămânță de ființă creștină și umană. Clienții dumneaei, așa după cum a fost cum a declarat, au fost persoane cu alte funcții ale statului român. Magistrați, procurori, judecători, vameși și polițiști de frontieră. Dacă mi-a fost gura spurcată, sunt responsabil penal pentru ce am afirmat. Invit să și sugerez, dacă România Actualități, prin dumneavoastră, Maria Țoghină, vă veți face puțin să reverberați în aceste situații, adică temei acestei emisiuni, și să redați pasaje din acel interviu. E cutremurător. Mulțumim mult pentru sugestie. Mai puțin. De ce m-am solidarizat? Pentru că la rândul meu, și să fiu în atenția doamnei Cerasela, că am lumina mai proastă bănică, pentru că am fost persoana care între anii 2004-2007 am fost condamnat penal cu acuzație de săvârșire a unei infracțiuni de vecinătate tocmai de ziua mea de naștere. În loc să petrec, săvârșeam infracțiuni. Așa mi s-a pus în sarcină. Condamnat penal, fără să mi se fi luat nicio declarație, nici la poliție, nici în faza de urmărire penală, nici de judecare. Statul român, 10 luni închisoare. Și eram, după ce accesasem sau făcusem, eram primiți în Uniunea Europeană și urma să fim primiți în NATO în 2007. Asta este motivul pentru care, și vă va mai surprinde, iertare pentru modul acesta. Este o emoție și eu trebuie să respect aspecte de etică jurnalistică, cât și timpul care mi se acordă la exprimare publică pentru întreaga nație sau undele la de România. În momentul de față am 3 amenzi pentru provocare de scandal. La Poliția Băcăoană. Am încheiat cu aceasta. Un om care vorbește de acum 20 de ani la Radio România Actualități, care a adresat întrebări la peste 20 de miniștri. Când era domnul Paul Grigoriu, permitea accesul să adresez întrebări incomode. Și finalul este că am reușit să adresez o întrebare extrem de incomodă, vă rog frumos să nu vă supărați, doamna Maria Țoghină, înțeleg să-mi asum responsabilitatea unui alt drept la replică în anul 2006. În Vinerea Mare am adresat o întrebare unui profesor prodecan la Institutul Teologic și mi s-a dat răspunsul, iar rezultatul este de o săptămână încoace. Inspecția judiciară din cazul Consiliului Superior al Magistraturii a fost desființată.
Mulțumim, mulțumim pentru intervenția dumneavoastră, multă sănătate vă dorim. Iată, ascultătorii noștri sunt activi și sunt și foarte fideli, ne ascultă de foarte mulți ani și le mulțumim acest lucru. Le mulțumim și, și pentru că intervin în emisiunile noastre la această oră. Cred că este foarte important acest dialog cu ascultătorii. Ne întoarcem la tema noastră. Trebuie să le spunem că vom reveni cât de curând la asupra acestor aspecte, poate dintr-o altă perspectivă, dar un alt unghi, dar vom reaborda această temă pentru că este una de actualitate și n-aș vrea să o lăsăm așa să fie în uitare și poate că împreună, la un moment dat, lucrurile se vor schimba. Eu cred mult în educație și cred că prin intermediul radioului public putem contribui măcar un pic la ceea ce înseamnă educația în acest domeniu și de aceea aș vrea să vă rog, pentru că ne apropiem de finalul emisiunii și știți că aveam pregătite mult mai multe întrebări, chiar ne întrebam dacă le vom epuiza pe toate, răspunsul meu este că nu, abia dacă am ajuns la jumătate dintre cele pe care le aveam pregătite, dar n-aș vrea să închidem emisiunea fără a vă ruga să oferiți celor care ne ascultă câteva sfaturi, mai ales dacă sunt îngrijorați pentru cei dragi, la ce să fie atenți, când să reacționeze, cum să reacționeze în comunitate, în familie, între prieteni. Poate câteodată vedem lucruri și spunem, poate că mi s-a părut mie, poate că mai bine nu intervin, că poate nu e treaba mea, că este dincolo de ușa de la apartamentul meu, este dincolo de scara blocului, este dincolo de curtea mea. La ce să fim atenți și cum să intervenim, când să intervenim, tocmai pentru a putea într-un fel sau altul să schimbăm și noi lucrurile în bine. Părerea mea personală este că putem interveni atunci când avem suspiciune, cum ați spus, mi se pare. Cel mai simplu este să discutăm cu copilul respectiv sau cu persoana respectivă, bineînțeles, nu întrebând este adevărat ce cred eu, ci câștigându-i încrederea în primul rând, ca prieten, ca aproape. Și de aici încolo se vor limpezi lucrurile. Dacă au o suspiciune, să sune imediat 112 după ce a vorbit cu copilul ori cu persoana care are suspiciunea că este într-o situație vulnerabilă. Mai sunt și alte numere de telefon, sunt cele pentru copil, însă știu că există un număr pentru violență domestică, dar nu un număr este telefonul pentru copil. Pentru copil, specific, da. Pentru copil abuzat, însă telefonul acela o să sperie. Da, eu vorbesc de copil, nu știu un adult cum reacționează. Nu vorbeam de cum să reacționeze ceilalți, cei care identifică ori văd, au suspiciunea au suspiciuni. Că un copil sau o femeie, o persoană este victimă ori este într-o situație vulnerabilă. Iar eu zic că nu vor vorbi cu autoritățile. Despre asta vorbesc. Copilul în cauză. Eu nu vorbesc de victime. Eu nu vorbesc de victime. Te înțeleg, Iana, dacă se scos din situația respectivă, nu trebuie să ajungă, nu trebuie să sesizată situația trebuie care trebuie este. Vezi, de-aia avem probleme în crearea unor mecanisme reale. Mai întâi trebuie să înțelegi situația copilului. Iana, vorbim despre copii în general și nu vorbim de specialiști care oferă astfel de servicii, care știm, expertiță, ci pur și simplu un om care trece pe stradă, da. Vede o fată de 14 ani că se prostituează și se pare suspect. Ce ar trebui să facă? Nu mai este. Deci, în primul rând, aia nu mai este o suspiciune, este o confirmare. Și în al doilea rând, dacă sunt la orice număr vrei tu, ce crezi că se întâmplă? O autoritate îți va cere exact locația fetei respective și va veni acolo. Deci va intra în contact cu autoritatea de care se teme foarte tare din cauza lecțiilor primite de la traficant. Inclusiv o lună, două luni după ce sunt la noi în centru, fetele știu un lucru, că polițiștii sunt corupți pentru că asta li s-a spus. Că nu te duci la polițist, că nimeni nu te ajută și că toată lumea vrea ceva de la tine.
Deci mare atenție cu sunat. Trebuie să înțelegi situația în care este mai întâi. De ce nu o iei tu pe fata aia de 14 ani să-i dai o masă la restaurant și să vorbești cu ea, să o întrebi ce se întâmplă? Nu are bani, de ce face lucrul ăsta? Și ai să constați. Și când o să afli toate aceste informații, care ar fi pas următor? Atunci te orientezi și vezi unde trebuie să suni. Da, deci n-ai unde să sun dacă ești pe plan local. Dacă ești în Arceș, sun la mine, dar dacă ești în alt județ, sun. Asta e problema, Iana. Din păcate nu sunt multe asociații reaching out în fiecare județ. E unul pe țară. Și nu uita un lucru, pentru că asta totdeauna spun. Aș vrea ca mulți care lucrează în domeniul respectiv să înceteze să vadă societatea civilă ca singura care are soluții, o responsabilitate. Dar nu neapărat societatea civilă. Responsabilitățile îi aparțin statului, în primul rând, a instituțiilor care au fost create pentru acest lucru. Societatea civilă poate să vină cu sprijin, cu suport. Însă, instituțiile statului trebuie să-și facă datoria de la organele de acord până la DGSPC-uri, până la toate cele care sunt plătite din taxele noastre să-și facă datoria. Deci tu vrei rezultate sau tu vrei să-și facă statul datoria? Că statul și-a făcut datoria sau și-o face și vedem rezultate. Eu sper la un moment dat ca cele două lucruri să devină sinonime. Până la momentul acela, hai să ajutăm un copil care e pe stradă, cum spui tu, la 14 ani și se prostituează și să găsim alternative până ajungem la instituția respectivă. Poți să-l duci la un consilier psihologic? Nu știu, poți să găsești o grămadă de alternative. Dacă discuți cu copilul, îi capeți încrederea și afli care e situația. Pentru că ne-am apropiat, de final, 30 de secunde fiecare, cum arată pentru voi două o lume mai bună? Este ziua femeii, 8 martie, în 30 de secunde, hai! Momentele de față, cred că pace, primul rând pace. O lume în care fiecare dintre noi să ne pese de celălalt care este alături de noi. Atunci am devenit mai buni, toți. Dar în momentul în care încălcăm acest principiu, intervine altceva, că e lăcomie, că e dușmănie, că e alte interese meschine, care până la urmă duce la dezvinarea noastră. Și asta vorbesc în general, mai că doar că acum avem o situație de conflict. Mulțumesc, și sper o lume, așa? Totuși aș vrea să adaug că e o martie și o lume în care femeile să nu fie nevoite să se lupte tot timpul ca să se afirme o să-și ceară drepturile. Mulțumesc, Cerasela Bănică. Doamnă psiholog Iana Matei. Da, în primul rând aș vrea ca noi, ca societate, să ne dăm jos de pe scaunul de judecător pe care ne-am urcat de foarte multă vreme și refuzăm cu obstinență să ne dăm jos de acolo. Pentru că dacă ne-am dat jos de pe scaunul de judecător, atunci ne-ar păsa și am avea puțin mai multă empatie. Serviciul de noapte la final, mulțumesc, Cerasela Bănică, mulțumesc, Iana Matei. Felix Crainicu vă așteaptă mâine noapte, tot cu o temă de actualitate. Conflictul dintre Rusia și Ucraina, refugiații ucrainieni, copiii acestora și calvarul pe care îl trăiesc din dorința de a scăpa de război. Echipa ediției, Luminița Voinea și Luciana Gingărașu, redactori, Cristina Creța și Mirela Drăgan, regizor emisie, sunt Maria Țoghină și în numele tuturor vă mulțumesc pentru atenție. Vă doresc o noapte senină și o săptămână cu sănătate. Ne reîntâlnim peste fix o săptămână, câteva momente, știrile orei 2 la Radio România Actualități.